Suntem pregătiți să începem să o chinuim pe colega noastră, Andreea Remețan. Andreea trebuie să nu treacă de 120 de bătăi pe minut. Prima probă, de calibrare, pentru tine. Da. Pentru că ești o fashionistă model, pentru că ești colega noastră care știe totul despre modă. Așa. O să-ți aduc în față o combinație care o să-ți întoarcă neuronii pe dos. Neuronii tăi de fashionistă. Ești pregătită? Mi-ați cumpărat pantofi? Nu, ține ochii închiși. Deschide-i acum. Sunt niște sandale cu șosete. Bine, ce părere aveți despre asta? Cât are puls? Felicitări, și Rubela, ai adus-o la 110, maxim. Acum sandalele scade iar. Sandalele cu șosete, știi cum. Dar părul ăla de pe picioare, ce face? O să mă duc să aduc ceva. Andreea, poți să te uiți dacă vrei. Între timp îi salut pe toți privitorii noștri de pe Facebook. Sunt o grămadă în live. Atenție. Hello. Andreea. Avem o cutie. Remețan. Roșie. Fii atent. Avem o pereche. Așa. De pantofi. Așa. Valentino. Sunt ai mei? De damă. Vreau. 100. Te rog, probează-i. Nu trebuie să testezi un om neapărat cu lucruri negative. 103. Vrem să te testăm pulsul și cu lucruri pozitive. Sunt ai tăi. Zim dacă îți plac, Andreea. Zine cum ți se par. Sunt pantofii tăi noi. Andreea, de ce îți plac, da? Ăla este stângul, ăsta e dreptul. Da? Da, ăsta e dreptul. Uite-te un pic ce se întâmplă cu dreptul și perechea ta. Bogdan tocmai a scos o foarfecă. Și a tăiat o pereche de pantofi. Valentinul a tăiat bereta. A tăiat o beretă. Bogdan, merge mai departe, taie a doua beretă, a treia beretă. E baretă sau beretă? Scade pulsul, e la 70, moare Reme. Nu mai tăia pantofii. E o baretă sau beretă? E o baretă, cred, scuze. Da. Pantoful a rămas gol. În momentul ăsta, Bogdan... Calmează-te. Încearcă să-l taie. Eu mă gândesc cum să-i lipesc în momentul. Încă de la mijloc, nu mai ai ce să mai lipești. Deja îi face franjuri și scoate un cutter. Wow, o să-i ceopărțească. Auzi, da. Măcar, începe cu talpa, ceva. Doamne, cum se aude. Ascultați un pic. Băi, ce se aude? Ăsta e? Cum tăi un păpuc? Ascultați sunetul. Era mai tăi, Andreea, ce să știi. O să-i spun la șefa. Este sunetul unui pantof de firmă tăiat în fața Andreei Remețan. Nu sunt falși, Andreea, sunt Valentino. Ai văzut Valentino tăiați așa? Ne cerem scuze față de toate fetele care ascultă momentul ăsta și știu ce înseamnă o pereche de pantof Valentino. Să ne ierte și domnul Valentino. A băgat cutter-ul în piele. Scoate-i tocul. Scoate-i tocul. Nu cred că are cum. Bogdan, în momentul ăsta încearcă să scoată tocul din pantof. Oh my god. Deci am scăzut. Am scăzut, Bogdan. Eram scăzut? Înainte de pantof. Uite, stai că a pus mâna pe pantof, sare de 100. Eram la 90. Stai, erau ai tăi, Andreea. Stai. Eu nu știu dacă sunt originali. Stai să... A sărit pe ei. Oh my god. Băi, deci nici măcar nu m-a lăsat să-i am pe amândoi în același timp în picioare. Uite, ai acum o pereche jumate. Acum este un moment dificil pentru că, nu știu, cu toții știm că lucruri din astea nu se fac. În special prietenilor. În special fetelor. Dacă poți să-mi spui tu mie aici, pentru pulsul tău, ce se aude? Un aparat. Ia, pune-l în microfon un pic. Un aparat de rasă. Ia, dă-i-l puțin. Ionuț. Stai un pic. Cred că ai mai mult de muncă pe picioare în acest moment. Auzi, ta mea, te-a părut? Ești nebun? Doamne, ferește! Cât are la puls, Lucian? Deci, bodoane-mi taie păr. Cât are la puls? Oricum e urât. 110? În momentul ăsta este 105. 105? 105. Stai că ai niște păr pe aici. Stai să-l strâng. Ok. Uite ce... Ce animal. Folosești cumva vitamina A sau keratină sau ceva? Că simt, uite aici, simt la părul. Da, uite, ăsta. E foarte... 93, 95. Roxana Nicolae pe live-ul de pe Facebook, o ascultătoare, zice: v-aș omorâ fără doar și poate. Eu încă mă gândesc la cei Valentino. Puteți să mă tundeți? Ai fi preferat cheală și cu Valentino? Da. Trageți masa de acolo. A venit următoarea probă pentru Andreea Remețan. Ce se întâmplă, Reme? Spune-ne, ce ți se întâmplă? Mi se face masaj, nu știu de către cine. Sper că mi-ați adus un măsăr sexy, pentru că asta e prima regulă în relația mea acum. Pulsul ei acum se apropie de 100. Andreea, cum ți-ai imagina un măsăr sexy? Cu pieptul uns cu ulei. Ce simți?
Six pack? Du-te în puii mei. Pune mâna. Și cealaltă mână, Andreea. Și cealaltă mână. Wow, hai, deci... cu toată încrederea. Hai că Andreea, poți. Cadou, oh. Andreea, cadou pentru tine. E momentul tău, nu cred că mai vezi dar așa ceva. Dar nu pot să-l văd. Nu contează. Hai. Spune-ne cum ți-l imaginezi. Brunet. Așa? Ca David Hasselhoff. Bine, poți să dai jos imediat. Imediat. Vin poți eu. Să dai... Vai, sper că e frumos, Doamne, ajută-mă să pot să trec pantana peste. Pantana jos de la ochi. Ah, bunuț. Asta e reacția ta? Bunuț? Pentru ultima dată mâinile pe Gabi, că după aia nu mai e ocazia. Nu, asta e. Încă ai o scuză. Da, încă da. Ai o scuză bună. Dar de ce? Hai, de ți-e ce? Frică de... 125, când a pus mâna pe piept, s-a făcut 125. Deocamdată vine ultima probă. Sandra o ține de mână în momentul ăsta. Ok, avem un acvariu în fața Andrei Remeț. Ai un acvariu? Bagă mâna în acvariu, Andrei. Reme, pentru ce se aude? Ce se află în acvariu? Voi băga mâna dacă veți spune în cor în același timp. Bagă mâna în acvariu. Bagă mâna în acvariu! Mai jos, mai jos, mai jos. Momentan încă... Încearcă pe partea stângă. Mai în stânga un pic? Ești jos, partea goală, ușor, ușor, ușor. Hai că se apropie. Cât are la puls? Momentul ăsta 120, constant. 121. Mai în stânga un pic sunt. 115. Mai în stânga. 117. Ce-a fost cât asta? Cât a avut? 130. 100? Andreea, ce-ai simțit? 109? 114? 134? 136? Ce-ai simțit? 140? Nu da jos. Ce-a avut Andreea, dă-ți jos bandana. Oh my God. Eu nu ți-o ajut? Frate, deci mizeria aia m-a mușcat. Sunt crap. Sunt crab californieni. Ce lasări la mine? Crab californieni în acvariu din fața ta, vii. Deci animalul m-a mușcat. Nu ai fost mușcată. Dau judecată. Ai văzut, mamă, ce drăguț sunt eu, doi. Sunt doi care se mișcă, se plimbă în acvariu. A durat ceva până a ajuns la ei. Nu spune tu mie că-s drăguț și că se plimbă. Hai să dăm drumul la puls din nou. Că nu facem nimic fără aparat. No. Dacă bagi mâna în acvariu, faci ce se aude în programul tău. A zis-o. 101. Eu nu-ți vin aici să citești tu pulsul, că eu o să intru cu ea. Bagă tu mâna ta și... Uite, fii atentă. Aici înveți că am degetele unde să termină și degetele tale? Cât avem? E, suntem doar la un 138. Fine. Haide, scoate mâna din mânecă, te rog frumos. Împreună cu șurubel. Am un copil mic în împreună cu mine. Șurubel, amândoi puneți mâna. Hai, șurubel, du-te. Deschide, scoate... No! No! Nu, n-ai voie să-ți dai jos. Nu m-ai mințit, am văzut ce. Fiți atenți cum facem. Pentru că am fost draconici și pentru că ne asumăm și noi o parte din vină. Că un om n-ajunge în situațiile astea, în mod normal. Și totuși, Andreea, hai să-i dăm credit. N-a leșinat. Bravo, Andreea! Adică putea să plece de aici. Bravo, cu targa, fată. Da? Oricum, am pregătit-o pentru situația ipotetică în care se va vedea cu un bărbat care arată bine și are mușchi. Exact. Deci știi ce trebuie să faci în acum, caz da? De. Slabe șanse oricum, da? Andreea, vei face ce se aude la tine în emisiune astăzi. Doar astăzi? Un concurs. Nu meriți mai mult. Pentru că ai trecut prin toată nebunia asta. Un concurs ce se aude astăzi la Andreea Remețan în program.